Stimați colegi, suntem în postul mare. Eu, ca comunist, vă amintesc despre acest lucru. Parcursul 8 ani de guvernare s-au furat miliarde, s-a distrus sistemul educațional, sistemul ocrotirii sănătății, sistemul asigurării cu pensii. Dar eu am o întrebare foarte simplă, personal către domnul Candu. Câte biserici ați construit dumneavoastră în acești 8 ani de zile? Calitate de președinte de Parlament? Fiindcă n-am văzut regulamentul Parlamentului asta de competență. Vă rog frumos, domnul președinte Voronin. Dumneavoastră, cei care 8 ani de zile sunteți la guvernare, toți împreună. Nu pot să vorbesc despre toți colegii mei, sunt colegi care sunt foarte credincioși, sunt foarte religioși, care contribuie foarte mult la biserici. Eu personal sunt o persoană foarte credincioasă și în familie la fel. Nu am participat la construcții, dar cel mai important, nu am participat la nicio distrugere a unei biserici. Vă mulțumesc foarte mult!